Міс Молдова 2016 становиться учасниця Даніла Марин. Pentru tine premiul ăsta? Asta înseamnă viitorul meu, asta înseamnă tot ce mi-am dorit eu. Am mari emoții. Povestește-ne despre tine, ești studentă unde? La Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale. Anul? Anul întâi. Câți ani ai? 16 ani. 16? Da. Și ești de Chișinău? Nu, din orașul Leova. Așa, Leova se mândrește acum cu tine. Da, sigur, și eu mă mândresc că provin de acolo. Ce pasiune ai? Dansul. Dansul și frumosul este tot ce... O să-mi spui parametrii tăi. Păi am înălțimea 1,72 m, talie 60, bust 70 și... Da, am muncit foarte mult, într-adevăr, am depus foarte mult efort, dar nu m-am așteptat. Cine credeai că va câștiga? Aici deja rămâne personal. Poate e altă favorită. Sunt foarte bune fetele anul acesta, într-adevăr frumoase, puternice și cred că toate suntem câștigătoare într-un final. Crezi că ești demnă să fii Miss Moldova 2016? Da. Și o să port cu demnitate acest titlu. Te consider cea mai bună dintre toate participantele? Nu chiar, pentru că fiecare fată e bună și frumoasă, deșteaptă în felul ei. Contează concursul de inteligență, crezi? Da. Frumusețea și inteligența se împletesc armonios și asta, fără una, fără alta, nu există. La alte concursuri ai participat de frumusețe? Nu, este primul meu concurs de asta și am foarte mari emoții. Cum ai aflat de acest concurs și ce te-a făcut să participi? Păi am aflat pe site-urile de socializare, am mers la casting, parcă într-o glumă, parcă... Și iată, am mers mai departe, am ajuns să începem repetițiile. 3 săptămâni am muncit din greu toate, intensiv, până seara târziu. Și... Știi să conduci? Nu. Ce să faci cu mașina în cazul ăsta? Nu știu, o să mă gândesc. Nu crezi că o să schimbe viața ta de azi? De astăzi? O să văd. Astăzi este... Ai un iubit? Nu, nu am. Da, nu știu, sunt băieți care tentează la inima ta? Sunt. Presupun că sunt, dar până când mă ocup de cariera mea, de viitorul meu și de tot ce înseamnă eu un viitor. Cum trebuie să arate un băiat ca să devină potențialul tău iubit? În primul rând să aibă o inteligență, să fie bărbat în toată firea, să simt că am pe cineva care mă protejează indiferent de orice situație pe care o am. Ce zodie ești? Leu.